Da, în primul rând, preocuparea mea cea mai mare e să strângem rândurile, pentru că am avut mulți jucători plecați la lot. Din fericire, cei care erau accidentați, majoritatea sunt cu noi, mai lipsește Băluță. Restul au intrat toți în programul comun. Vom vedea pe care o să alegem pentru acest meci. Un meci greu acasă, suntem în play-off, așa cum a fost și prima etapă. Toate echipele în play-off sunt echipe foarte bune, unde trebuie să ai versiunea ta cea mai bună, a noastră, să fim noi, să încercăm să facem un meci complet, pentru că adversarii te obligă să joci ambele faze foarte bine, interpretate foarte bine. Mesajul meu e să fim noi și să încercăm să facem fotbalul nostru și, bineînțeles, să marcăm, pentru că aceste meciuri, singurul scop care îl ai ca să câștigi meciul e să marchezi. Bineînțeles că și faza defensivă trebuie tratată foarte bine, pentru că și din faza defensivă poți să marchezi. Așa că, cu siguranță, cred eu că o să facem, cred, un meci foarte bun care să ne aducă victoria și să ne dă speranțe, ne dă speranțe pentru viitor. Pentru noi numai cele trei puncte contează și o să încercăm să facem totul ca să vină la noi victoria. În rest, m-am zis și de jucători accidentați. Multe nu sunt de zis. Sperăm să, cum am zis, să strângem rândurile, pentru că am venit toți de la lot și am făcut ieri un antrenament, mai avem astăzi, deci două zile împreună și să încercăm să arătăm foarte bine. Întrebări, vă rog. În meciul cu Rapidul, Farul a impresionat într-un joc foarte bun de echipă. Aceasta poate fi și cheia meciului cu FCSB? Meciul cu Rapid, Farul a făcut un meci complet, atât ofensiv cât și defensiv. A știut să joace fotbalul care e al nostru, fotbalul care cred eu că l-am jucat în perioadele noastre bune, chiar și în acest an, mai mult în anul trecut, unde am jucat, am avut o continuitate, de aceea și am ieșit campioni. Da, am arătat foarte bine pe ambele faze, pentru că întâlneam echipa care era cea mai în formă la ea acasă, așa că și acest meci întâlnim o echipă care e pe primul loc, care are un moral foarte bun, au jucători de talent, cu calitate, deci trebuie să fie un meci complet, ambele faze foarte bune. Cred că e prima oară în sezonul ăsta când aveți un singur accidentat. Aveți de unde alege? Nu e prima oară, nu, probabil nu. Nu e doar prima oară. Mai au fost situații, numai că a fost un sezon cu foarte multe accidentări. Poate fi o soluție, că s-a mișcat bine la mișcare. Cine? Benjei Banu. Nu știu, voi vedea, nu știu. Voi vedea, suntem mulți, vom vedea ce pe care câțiva o să lăsăm afară al lotului. E clar asta, că nici nu avem, suntem 26-27 de jucători și 4-5-6 trebuie să rămână în afara lotului. Ați spus că ținta e o nouă calificare cu cupele europene, băieții spuneau că și-ar dori și mai mult de locul 3. Ca să-ți dorești mai mult de locul 3, trebuie să, în primul rând, să câștigăm meciul de mâine. Deci cu gândul ăsta eu l-am din aproape în aproape. Acesta e gândul noi și trebuie să câștigăm meciul ca să putem să ne gândim la mai multe după aceea. Deci după fiecare. Să vină victoria, încercăm, vrem să o luăm, ne dorim și sper să ne unim în aceste două zile bine și să facem un meci mare, pentru că contra FCSB-ului trebuie să faci un meci mare. În cazul lui Florinel? Fiecare jucător are jucători de calitate, sunt mulți, bineînțeles că în zona lui trebuie să fie jucători care să fie foarte bun, că are calitate, comuniță și atunci e clar că cine e acolo defensiv trebuie să fie foarte bun și ofensiv, să creăm superioritate, să încercăm ca să folosim lucrul pe ofensiv, să fie cineva care să facă foarte bine.